Cel mai bogat om din Franța, Bernard Arnault, a dat în judecată cotidianul Libération pentru insulte publice după un titlu șocant la adresa sa. Care te tâmpite este titlul înscris peste fotografia lui Arnault cu o valiză în mână. Ziarul se referă la decizia omului de afaceri de a solicita cetățenia belgiană, decizie interpretată ca o încercare de a scăpa de plata impozitelor în Franța. Arnault critică decizia președintelui François Hollande de a introduce o nouă tranșă de impozitare de 75% pentru veniturile foarte mari. El susține însă că va continua să-și plătească impozitele în Franța.